Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. O zi tragicomică, politică, aș putea spune. Tăricianu privește îngrozit cum Viorica Dăncilă îi fură partidul. La bucată, am putea spune. Astăzi s-a mai consumat un episod al războiului intestin dintre PSD și ALDE. Viorica Dăncilă a făcut o mișcare interesantă, ciudată, a propus trei miniștri de la ALDE, știți? Și acum începe baletul, pentru că președintele Iohannis, după ce va refuza, evident, pe miniștrii de la ALDE, Viorica Dăncilă, atenție, intenționează să mai numească trei miniștri de la ALDE care sunt, la rândul lor, parlamentari. Repet, ceea ce observăm cu ochiul liber este o preluare ostilă. În afaceri așa se numește. Repet, Viorica Dăncilă îi preia ostil partidului Călin Popescu Tăricianu, care a fost păcălit de alt mare comic politic, Victor Ponta, să iasă de la guvernare și ducându-l pe Tăricianu spre niciunde. Tăicianu și-a pierdut, se pare, partidul, îl vedem, se întâmplă lucrul ăsta, și-a pierdut președinția Senatului, Tăricianu, și în general și-a pierdut și siguranța zilei de mâine, pentru că eu v-am spus și acum două săptămâni. Procurorii DNA cel mai probabil vor veni în Senat mai devreme sau mai târziu să receară punerea sub acuzare în dosarul DNA pentru Călin Popescu Tăricianu. Și atunci stai și te întrebi. Ce are de gând Călin Popescu Tăricianu sau ce a fost în spatele acestei ieșiri de la guvernare? O să vedeți declarațiile zilei. Doamna Viorica Dăncilă, extrem de zâmbitoare, extrem de relaxată astăzi, da? Având cărțile astea în mână, cărțile negocierii până la urmă pe fiecare parlamentar în parte. Se pare că cei de la ALDE se lasă ușor antrenați în jocul ăsta și n-are o problemă Viorica Dăncilă, repet, ca după ce acești trei miniștri de astăzi probabil vor fi refuzați în zilele următoare de Iohannis, să vină cu alți miniștri și așa mai departe. Este un joc de temporizare pentru ca Viorica Dăncilă să nu vină în Parlament încă pentru a cere votul de reorganizare, de restructurare a guvernului. Discutăm toate lucrurile astea, avem subiecte interesante. Între timp, dacă în filmele americane, îl avem pe ministrul transporturilor Cook explicând în fața parlamentarilor, colegilor lui din Parlament, cum România a inventat autostrada fantomă, aia care echipul este terminată pe hârtie, dar este nefuncțională. Da, zeci de milioane de euro aruncate pe apa Sâmbetei să avem un ciot de autostradă care este nefuncțional. Plus alte subiecte extrem de interesante. Mă bucur să îl am pe jurnalistul Dan Bucur alături de noi. Bună seara, Dan, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu de invitație. Deputatul PNL și fost ministru al economiei Lucian Bode, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc. Deputatul PMP Ionuț Simionca, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, și sociologul Gelu Duminică, bună seara, domnule Duminică. Bună seara. Mă bucur să vă ream din nou la Dosar de Politician, pentru că vom discuta așadar și analiză și până la urmă o să vedem ce se întâmplă în politichia asta. Așadar, Viorica Dăncilă de dimineață, extrem de zâmbitoare. Doamna Dăncilă a fost exact ca un școlar, da? Pus pe șotii, fericit că poate să-i facă încă o nefăcută colegului, fostului coleg Tărician. Pornind de la interesele României, pornind de la interesele românilor, am luat decizia de a nominaliza reprezentanții ai ALDE pentru cele trei portofolii vacante. Sper ca de această dată domnul președinte Iohannis să acționeze ca președinte a României și nu ca și candidat pentru această funcție și să nu blocheze orice inițiativă de normalitate pentru România. Este important să dăm dovadă de responsabilitate și cred că dincolo de lupta politică, dincolo de interesele personale, trebuie să primeze interesul României și a românilor. Domnule Duminică, la ce asistăm zilele astea? La celebru, eu te-am făcut, eu te-am luat. Da, deja PSD-ul a făcut ALDE, PSD-ul cu lămoare. Spuneam de ceva vreme, de când domnul Tăricianu s-a anunțat supărarea, că mulți se vor hrăni din ciosvârtele lăsate de cadavrul numit ALDE. Eu mă bucur că ei se întâmplă chestia asta, sincer vă spun. Acum nu mă bucur de rău nimănui, Doamne ferește, și nu mă bucur de rău domnului Tăricianu, ci mă bucur de faptul că se limpeze scapele. Și că vedem de fapt că pseudo-liberalii de la ALDE nu au fost niciodată liberali.
n-aveau cum să fie liberali, dar și pentru că tot ceea ce au promovat domnile lor în ultimii ani n-avea nicio legătură cu liberalismul lui John Stuart Mill. Bun, asta e clar, da? Domnule Duminică, însă... dar cum s-a lăsat Tăricianu păcălit în halul ăsta? Deci, de 3 săptămâni asistăm, bun, Tăricianu clama că avea experiență politică, a fost prim-ministru, a condus Partidul Național Liberal în trecut, cum să greșește așa? Eu cred că... Adică și el a fost, Gelu Duminică, el a fost premier minoritar, Tăricianu, da, a guvernat exact cum guvernează acum Dăncilă. Făcându-și majoritatea cu PSD, după ce a scos cu forța PD-ul, vechiul PD de la guvernare, Tăricianu știe mecanismele astea, le-a făcut, le-a practicat, a guvernat minoritar, repet, cu PSD-ul. Tăricianu știe toate de desubturile astea. Mulți credem că mie nu mi se poate întâmpla niciodată. Da, am făcut. Dar cu mine nu se poate întâmpla lucrul ăsta, mai ales când ai în jurul tău care zic șefule cu tine până la moarte. Adică exact ca în bancul ăla, dar șefule cu tine până la unul rămânem cu tine, la două ne ducem și noi să mâncăm. Și uite, dacă PSD-ul ne-a pus masă mare, ne ducem să mâncăm și noi cu domniile lor, că doar nu suntem proști. Da? Vin alegerile, am primari la nivel local, ăia zic șefule, te-am susținut, uite, te mai susțin dacă e cazul, dar la mine nu vine și la mine cașcavalul, că uite, trebuie să fiu și eu ales la mine la colegi, care va să zic, da? Tăricianu cred că s-a lăsat orbit de furie, din punctul meu de vedere. A acționat ca om, n-a mai acționat ca politician. A fost păcălit, păcălit rău. 3 ani de zile a fost dus cu zahărelul, hai să fii tu președintele nostru. Omul cred că s-a văzut și a făcut poze, dar și pregătit să cred că și scăunelul și toate lucrurile astea. Era visul lui de mic. Da, iar da. Tăricianu acum scrie scrisori, vedeți, celebra scrisoare a lui Tăricianu, îi scrie disperat Călin Popescu Tăricianu și lui Iohannis îi scrie și doamnei Dăncilă. E ca, ca petiționarul ăla Dan Bucura din Caragiale, care tot scrie petiții în stânga, în dreapta și se plânge că este abuzat. O să rog să mai dăm o dată pe cei 3 miniștri ALDE, teoretic, nu e foarte clar că au fost dați afară, nu au fost dați afară, propuși pentru portofolii și o vedem pe celebra doamnă Gavilescu, care se întoarce la locul faptei. Da. Și este un alt comic al situației. Deci Gavilescu pleacă, își dă demisia din guvern ca să se întoarcă după 2 săptămâni. Spune multe despre caracterul și al domniei sale și al multora care proaspăt plecați din guvern în jurau PSD-ul așa la cald. Nu pot să-mi amintesc decât de ministrul ăla de la relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, pe care, culmea, PSD-ul a scăpat și de pușcărie. N-avea 48 de ore de când plecase din guvern și explica cum n-au putut ei, cei de la ALDE, să facă treabă 3 ani de zile în guvernul ăsta, fiindcă PSD-ul a avut o altă agendă, aia cu corupții și cu scăpatul lui Dragnea, și noi altfel îi și vedeam cum săraci ar fi muncit pe brânci, ar fi căzut prosperitatea în capul nostru al românilor, decât ar fi muncit ei miniștrii acolo, dacă îi lăsa PSD-ul. Asta e ipocrizia. Și acum, revenind la întrebarea ta cu Tăricianu, cred că își merită fiecare milimetru din umilința pe care o trăiește în aceste zile. Pentru că un om care nu are, nu vorbesc neapărat de simțul ridicolului, deși e foarte corect și așa dacă punem problema, dar nu are o reprezentare a realității înconjurătoare a ceea ce se întâmplă, își merită, repet, toată umilința. Tu să nu ai un semnal de alarmă la alegerile ale europarlamentare, când ai văzut cât de mic ești și când simți că politicienii trebuie să aibă și un instinct ăsta de conservare, dincolo de instinctul ăla de reptor, știi? Să simți, bă-mne, am ajuns la 4%, nu mai sunt ce locomotivă, nu mai sunt nici drezină. Băi, frate, hai să văd ce fac. Nu, el o ținea pe-a lui. Eu trebuie să fiu președinte, PSD-ul, partidul mare din combinația asta. A fost președintele Senatului. Da, președintele, și n-a mai vrut să și fie. Acum o să ajungă președinte la scara de bloc în blocul în care locuiește. Păi azi o să-i până la... Nu o să, la n-o să da, mai fie nici președintele ALDE, pentru că, da, de fapt, corect, planul ăsta este mele, celebrul mele, îi va lua și partidul care săptămâna viitoare. Și nu merită lucrurile astea. Era evident că asta se va întâmpla, da, toți o spuneam. E greu să plece câinele din măcelărie. Credeți-mă, e greu. Iar în momentul în care partidul ăsta a fost creat mai degrabă din fripturiști. Da, dar firar ia măcelărie, Gelu, că eu o spun de câte ori am ocazia și ție ți-am sosit și o să merg până în pânzele albe cu
povestea asta. Măcelăria asta există pentru că noi, românii, suntem în continuare păcăliți și bagiocoriți la fiecare exercițiu electoral. Când vin băieții ăștia toți din toate partidele frumos, elegant, aranjați, picuiți, zâmbitori, optimiști în fața noastră și ne spun, dragi români, noi suntem aici fiecare. Noi suntem aici la stânga, noi suntem aici la dreapta, noi suntem aici la mijloc. Votați-ne! După care când ajung acolo, uită și de stânga cu care au intrat sau dreapta sau mijloc, uită și de morală, uită și de etică și uite așa balează cum e ea salcia în bătaia vântului toamna. Și uite așa sar în stânga că e bine și în dreapta că a picat acum cu 3 funcții în plus și noi de atâta timp îi lăsăm fără să găsim niște oameni corect și normal la cap și cu frica lui Dumnezeu să-i trimitem în Parlamentul ăla și să remedieze naibii această ticăloșie existentă în Constituția României care le dă voie acestor aleși să-și bată până la urmă joc de noi odată la 4 ani, că e de noi își bat joc. Hai să mai vedem ceva comic. Deci toată cheia asta comică continuă și astăzi. Ieri am avut episodul cu Meleșcanu. În ce sens? În sensul în care Meleșcanu este teoretic membru ALDE. Era și ieri când a fost ales președinte al Senatului. Și cei din opoziție, și o să ne confirme domnul Bode, colegii dânsului de la Senat, îi spuneau Tăicianu, dă-l afară din partid. Pentru că Tăicianu nu putea să-l dea pe Meleșcanu afară, nu poate să-i dea nici pe ăștia trei. Că rămâne fără grup. Că rămâne fără grup și la cameră și la Senat. Și este o comedie perfectă. Urlă că nu sunt membrii ALDE, nu poate să-i dea afară din ALDE tehnic, repet, pentru că își pierde grupul. Dacă se pierde grupul, se pierde mașinuța, se pierde secretara și se revine din nou resurse, la plată. Resurse, și resursele financiare, da? Tăricianu astăzi i-a atacat pe cei de la PSD. Tocmai pe aia care l-au făcut președintele Senatului, pentru că Tăricianu a ajuns președinte de Senat exact cu voturile acelor senatori cu care a ajuns Meleșcanu. Fratele lui, președintele Senatului. Nu, fratele din PSD, ați făcut un gest execrabil și ați făcut alegerea unui membru din grupul ALDE în condițiile în care grupul ALDE a avut propria propunere, încălcând regulamentul. Ideea de a avea un guvern în care să fie reprezentat și ALDE este un șiretlic care nu va ține, pentru că înainte ca procedurile să înceapă, noi vom anunța că respectivii nu mai sunt membri ALDE. Domnule Bode, e circ. Da, e circ. E circ. Așa, tragicomic pe spatele României, așa cum din păcate. Spus, sigur, departe de mine gândul și intenția de a fi avocatul celor din ALDE, la câte ne-au făcut nouă celor din PNL, dar într-un partid deciziile se iau în forurile statutare. Și înțeleg de la președintele ALDE, domnul Tăricianu, este înregistrat la tribunal președintele ALDE încă, și de la toți cei vicepreședinți, ce funcții mai au acolo, un lucru. Decizia în cel mai înalt for al partidului a fost următoarea. În momentul în care un membru ALDE acceptă o funcție, o sinecură, în traducere liberă, din partea PSD, este radiat din ALDE. Domnul Bode, asta o declarație pe gură. Aceasta este declarație. E bazată pe un act cam în care ăștia să-și piardă calitatea de membru, că asta e o declarație partid, pe gură. Ca în orice partid serios, și cu asta încheie pledoria pentru ALDE, ca în orice partid serios, o astfel de decizie trebuie să fie dublată de o decizie care să vizeze fiecare persoană în parte, funcție de poziția pe care o ocupă. Dacă vorbim de un consilier local care pleacă de la ALDE la PSD, își pierde mandatul în baza legii și decizia o ia la nivel județean forul respectiv. Dacă vorbim de un vicepreședinte ALDE, cum este doamna Gavrilescu sau domnul Meleșcanu, care spunea în urmă cu câteva zile, doamna Gavrilescu, plec din această funcție cu fruntea sus și să știți că există viață și după guvernare, ceva de genul ăsta, dacă mi-amintesc exact. Ei, iată că au plecat pentru câteva zile, s-au întors la Ciolan, cum spunea aici Dan Bucura și Gelu Duminică. Sigur că ei trebuie să valideze această decizie general valabilă pe fiecare persoană în parte. L-au luat pe Meleșcanu, urmează cei trei. Sigur că doamna Dăncilă poate să mai propună încă trei și încă trei. Totuși, până la 30 e mult, pentru că au nevoie de 30 de voturi
pentru a-și a trece guvernul prin Parlament, pentru a avea 233 de voturi. Și până la urmă, ei de acest lucru fug. Ei fug de Carta Fundamentală, ei fug de Constituție. Este foarte clar, dacă nu le-ar fi frică de articolul 85 din Constituția României, ar veni în Parlament și ar valida o altă structură, așa cum spune Constituția la articolul 85, când se schimbă configurația, vii în Parlament, președintele nu poate, în baza reglementărilor din Constituție, nu poate să numească un membru de la un partid care nu mai există în structura guvernamentală. Bun, în consecință, o lămâie, noi așteptăm... A spus o chestie extrem de interesantă. Dumneavoastră spuneți că în momentul ăsta, știind ce se întâmplă în Parlament, Dăncilă nu are voturi suficiente de la ALDE? Matematic nu are... N-a reușit să rupă suficient? Păi, iată că pe matematica de la Senat se pare că au rupt în jur de 3-4 senatori. 4? Noi ne bazam pe 52 de voturi matematic și am luat 49 pentru Alina, da, Gorghiu. Au mai rupt 3 deputați astăzi, prin cei... Păi da, dar poate ăștia trei deputați au alții încă vreo 3-4 în spate, că aici se merge în grup, se merge în stup. Acesta este motivul pentru care din pas cu pas încearcă să tragă de timp, să nu vină în Parlament pentru a primi votul, așa cum spune Constituția, și la un moment dat, fie vor veni, fie noi vom avea cele 233 de semnături și vom depune moțiunea de cenzură. Pentru că această... Încă o dată, vom avea cele 233 de semnături pentru a depune moțiunea de cenzură. V-am spus ce s-a întâmplat la Senat. Domnule Bode, Viorica Dăncilă nu o să vină în Parlament. Punct. Așteaptă ca dumneavoastră din opoziție să depuneți moțiunea de cenzură. Asta nu este opinia mea, este o informație certă, domnule Simionca. La dumneavoastră, așa o mică paranteză, s-a închis scandalul, pentru că Eugen Tomac, președintele PMP, ne spunea acum câteva zile că se lucrează la parlamentarii PMP. Știți cum se lucrează? Nu știu cum se lucrează, că la mine nu vine nimeni. Pe a spus-o pe Eugen Tomac, se lucrează pe negocieri subterane. Dacă a spus-o președintele Tomac, bănesc că are ceva informații. Eu n-am informații de această natură, așa că nu pot să vă dezinformez. În schimb, ceea ce privește PSD-ALDE, îmi vine o frază în minte, adio, dar rămân cu tine. Adică Tăriceanu, el s-a hotărât la un moment dat că vrea să plece, fără să consulte membrii sau majoritatea membrilor din partid sau oamenii care au forță. Și a ieșit de la guvernare, dar a ieșit doar teoretic de la guvernare, pentru că în teritoriu PSD-ALDE funcționează. Vă dau exemplu la Bistrița. Avem viceprimar ALDE, avem vicepreședinte de Consiliul Județean ALDE. N-au plecat aldiștii. Nu. Și am văzut ieșirea președintelui ALDE de la Bistrița. Vă spun concret ce se întâmplă în teritoriu. Da, dincolo de dezavera asta de pe Dâmbovița. Deci băieții sunt la butoane, nu? Așa, în primul rând, deci plecarea de la guvernare, dacă cei din ALDE vreau să o facă, sau domnul Tăriceanu își consulta partidul, că am văzut și deputați de Timiș care au ieșit și a spus, domnule, n-ați venit să ne întrebați nimic. Deci Tăriceanu el s-a hotărât de unul singur să iasă de la guvernare. Cum spunea și noastră, probabil din orgoliu personal, că nu a fost candidat sau alte motive. Acum vedem că doamna Dăncilă propune 3 miniștri ALDE. Oamenii aceștia oare au confirmat, au spus, da, vrem. Eu n-am auzit niciuna dintre aceste propuneri să iasă în față, spune, sunt onorat de recomandare, de propunerea doamnei ministru. A spus cel de la energie. Unu, dar nu ceilalți doi. Deci eu cred că jocul acesta a doamnei prim-ministru nu face altceva decât să întârzie venirea în Parlament, unde în acest moment nu are susținere politică. Sunt foarte mulți parlamentari care și din PSD care nu mai susțină astăzi. Dacă ar veni pentru... Domnul Simionca, încă o dată, spunea și domnului Bode, ăsta e un șac politic mai complicat. Doamna Dăncilă îi lasă pe cei? Păi lasă pe dumneavoastră din opoziție să strângeți voturile. Nu vrea să strângă ea voturi pentru reconfirmarea guvernului, pentru restructurarea. Deci lasă la opoziție greutatea asta de a negocia. Dânsa a parut cât a putut și acum, domnule, lăsăm opoziția, repet încă o dată, să permiteți. Păi da, Victor Ponta a zis că nu semnează moțiunea de cenzură. Văzut, deci, mi-a declarat inclusiv la dosar de politician. Și felul lui duplicitare de a face politică nu în avantajul românilor. Adică el vine și spune, domnule, să nu mai vedem PSD-ul la guvernare. Dar el nu semnează moțiunea de cenzură. Ce spune asta? Nouă ne-a spus... Vine și minte românii în față în fiecare zi. Până acum e de la zi la zi. Dumneavoastră ce v-a spus? Nouă ne-a spus în felul următor. Am avut o discuție în ordinea următoare. Cu USR și PMP, aliații noștri firești din opoziție, cu UDMR, toți au spus foarte clar, semnăm moțiunea și votăm moțiunea.
Am avut o discuție cu ALDE, la nivel de delegație, spun eu, reprezentativă din partea ALDE, domnul Tăriceanu, domnul Vosganean, domnul Chițoiu, domnul Petcu, toți au fost în delegația care s-a întâlnit cu delegația noastră și au spus clar că semnează și votează moțiunea. Singurii care au spus că nu semnează moțiunea până în momentul în care nu se clarifică situația cu articolul 85, adică nu vin în Parlament pentru a primi votul pe restructurare, au fost cei de la Pro-România. Este foarte limpede. Domnul Bode, nu vine. Nu vine Dăncilă. În momentul, astăzi momentul a anunțat că nu vine în Parlament. În momentul în care vom constata că acesta este drumul pe care îl urmează PSD, Pro-România trebuie să se hotărească foarte clar. Vine sau nu alături de noi. După au tras pe sfoară. Nu ne-au tras, Ponta tras din nou pe sfoară. Vedem de ce s-a întâmplat, dacă îmi permiteți, în Senat. Da? Toată lumea, noi, opoziția, a fost uniți, am susținut noi cei din PMP, toți senatorii PMP au votat cu doamna Gorghiu, au votat cei din PNL, au votat cei din USR, cred că toți. Cei din UDMR. Cei din UDMR și unde sunt celelalte voturi? Că după matematica a noastră, a opoziției, și Victor Ponta zice că face și el opoziție, cel puțin la mod declarativ. Aveam voturile necesare să punem președintele Senatului. Ponta nu este în opoziție. De exemplu, vă mai dau o informație. Nu, Ponta vrea, da, să se întoarcă. Apropo că sunt jocuri, da? În ALDE, ALDE a fost puternic pentru că au deținut mult timp acest Minister al Energiei, da? Unde sunt foarte mulți bani. Pe lângă Ministerul Energiei este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ANR. Acolo este un tip Chiriță, care este practic la Pro-România. Deci, povestea asta cu faptul că Ponta ar fi în opoziție, e praf în ochi. Ponta a primit comisii, conducere de comisii în Parlament și așa mai departe. Îi spun bună seara domnului Augustin Zegrean. Bună seara, mulțumesc domnule avocat. Bună seara. Încă o dată, ca să deșifrăm meandrele astea ale concretului. Cum este situația asta? Deci, domnii ăștia și doamna Gavrilescu, ei mai sunt membri ALDE? Se poate face, cum să spun eu, artificiul ăsta, ca să fiu elegant, al doamnei Dăncilă? Să spună, domnule, eu am guvern PSD ALDE. Domnul Mănăstire, indiferent ce ar spune ei, cei trei, ALDE, prin vocea președintelui, a anunțat că a plecat de la guvernare. Deci, da. Suntem în situația de schimbare a compoziției politice a guvernului. Și este evident că această mișcare nu va avea niciun sort de izbândă. Președintele va respinge pe bună dreptate numirea acestor miniștri și numai celor trei, ci și a celorlalți trei, pentru că suntem în situația de schimbare a compoziției și drumul este la Parlament. Deci, alaltă ieri sau ieri credeam că s-a terminat și gata, merg în Parlament. Nu asta mi-e spus, că nu trebuie să se duc în Parlament și rezolvă problema. Păi vă mai spun altceva. Doamna Dăncilă intenționează ca, după ce președintele refuză, probabil mâine, poate săptămâna viitoare, oricum nu e bine că această criză afectează, dar economia României în ansamblu, dar asta e altă discuție, doamna Dăncilă vrea să propună alți trei miniștri, tot de la ALDE. Dar, domnule Zegrean, oamenii ăștia, să știți că tehnic vorbind, acum în timp ce vorbim, Cupă, Gavrilescu și, nu știu, ăla de la relația cu Parlamentul, ei sunt tehnic încă membri ALDE. Nu au fost dați afară. Nu vrea să-i dea afară Tăricianu ca să nu piardă grupul parlamentar. Discuția nu se face pe persoană. Discuția se face pe partid. Partidul a anunțat că nu mai susține guvernul și a plecat de la guvernare. Deci e închisă discuția. S-a schimbat compoziția politică a guvernului. Că și dacă ar numi mai PSD-iști în locul lor, tot n-ar fi în regulă, că am avut un guvern aprobat de Parlament prin votul de încredere, votul de investitură, mai exact, format din miniștri PSD și ALDE. Bun, dar acum, dacă... ALDE nu mai este, este alt guvern. Da, domnule Zegrean, dar dacă, cum spunea și domnul Simionca, deputatul PMP de Bistrița, în teritoriu, cei de la ALDE fac un congres, îl dau afară pe Tăriceanu, îl pun președinte pe Meleșcanu și el întoarce decizia. Atunci e ok, poate rămâne ALDE, deci se pot întoarce la guvernare. Dacă un alt președinte, o altă conducere, spune, dole, vrem din nou cu PSD. Da, românește s-ar putea. Păi cum? Românește s-ar putea, dar nu este. Este așa, o joacă de-a partidul, de-a scara, de-a puterea.
Deci astăzi ei nu sunt, al de astăzi nu este la guvernare, astăzi președintele nu-i poate numi nici mâine, până când vor face jocul de care spuneți dumneavoastră, durează. Și cred că între timp președintele va respinge numirea lor. Dacă după aceea va veni cu alții, cu alte care s-a întors la guvernare, vom vedea ce se întâmplă. Dar dați-mi voie, împotriva tradiției, eu nu fac politică. Cei care au greșit acum sunt cei de opoziție. De ce nu au făcut moțiune de cenzură? Ce așteaptă? Așa ar fi rezolvat lucrurile. Dar dacă nu au făcut-o și nu o fac, trăim așa vreo până la sfârșitul lumii. Păi, domnule Zegrean, vă dau eu răspunsul, poate dar și Lucian Bode de la PNS sau domnul Simionca de la PMP, dar cred că au răspuns parțial, pentru că mai pe românește își bate joc ponta de ei. Adică... Bate joc ponta de România. Și de, ei, și de dumneavoastră că vă păcălește acolo, zice de odată că semnează, nu semnează. Deci ponta, domnule Zegrean, ponta este cheia, capul răutăților. Domnul președinte știe situația de la Bistrița mai bine ca oricare, că e bistrițeanul nostru, și știe înțelegerea PSD-al de la nivel local. Și acea înțelegere... Nu știu, chiar nici nu mă interesează înțelegerile la nivel local. Public știm că sunt la guvernare. Nu contează ce se întâmplă la nivel local. Acolo, la dumneavoastră, în Parlament, acolo nu este ce ar trebui să fie. Dan Bucura. O întrebare pentru domnul Zegrean. Da, interesant. Deci, practic, ca să revină al de tehnic, da, domnul Zegrean a dat soluția, până la urmă l-am întrebat, o soluție juridică este să-l dea afară pe Tăricianu, să aibă un alt președinte. Da? Păi nu, da, asta ar fi scenariul. Trebuie schimbată conducerea care să voteze o decizie de reîntoarcere la guvernare, un congres. Până se face congres, până se înregistrează, dacă nu este vreo contestație, până se soluționează contestația, astfel încât noul președinte să poată să... Da? Domnule Zegrean, da, mai am o curiozitate. Ceilalți trei miniștri, scuză-mă, Dan, ceilalți trei miniștri, că uitasem întrebarea, ceilalți trei miniștri care au fost pe portofolii PSD, le expiră interimatul celorlalți, domnului Fifor, de exemplu, în 12 septembrie, ce se întâmplă mai departe, după ce refuză președintele și pe ceilalți trei, la pachet cu cei de la... Răspuns, vor rămâne ministerele fără miniștri. Păi cum fără miniștri, așa? Da, da. Pentru că primul ministru este în funcție și până nu îl dau jos pe primul ministru, asta este, ăsta e guvernul. Păi și cât putem să o ducem așa? Dacă din guvern pleacă 6 oameni, primul ministru pică. Nu scrie nicăieri lucrul ăsta. Nu. Deci totul, până la urmă, în opinia dumneavoastră, cunoscând toate mecanismele astea, totul ar trebui să se tranșeze cu o moțiune de cenzură. Categoric, da. Curtea Constituțională. Ar putea să-l, curtea ar putea să-l forțeze pe președinte să numească acești 6 miniștri? Care o componență poate, mai pro-PSD de curtea? Curtea poate orice și ne-a dovedit asta. Dar constituțional vorbind, lucrul acesta nu este posibil. Curtea nu poate forța să-i numească. Pentru că suntem în situația de schimbare a structurii, a compoziției politice a guvernului. Și avem text în Constituție care spune ce se întâmplă în situația asta. Permiți o întrebare. Vă rog, domnule Bode. Bună seara, domnule președinte. Lucian Bode sunt. Bună seara. Permiteți o întrebare. În Constituție spune foarte clar, un prim-ministru desemnat are termen 10 zile. 10 zile să vină în fața Parlamentului cu miniștri, cu cabinetul, pentru a cere votul. Și cu programul de guvernare. Și cu programul de guvernare. Da. În această situație, când guvernul, pe articolul 85, alineatul 3 din Constituție, trebuie să vină în fața Parlamentului pentru a primi votul pe restructurare, din punctul dumneavoastră de vedere, în câte zile ar trebui să vină? Nu scrie nicăieri, nu se aplică termenul ăla de 10 zile. Ăla este clar numai pentru situația de investitură. Suntem în situația de remaniere și nu se aplică nici... Este termen acum în codul administrativ, dar văd că nimeni nu citește legile. 15 zile. Exact. În codul administrativ, 15 zile. Exact. În 15 zile, doamna prim-ministru, dacă citea codul administrativ dat prin ordonanță de urgență, știa că
putea să numească interimar la cele sau să delege atribuțiile la ministerele de unde ministrii au plecat și astăzi cei 10.000 de români își luau salariile. Dacă doamna ministru, doamna Dăncilă citea ordonanța de urgență privind codul administrativ. Eu nu știu de ce se teme să meargă în Parlament, pentru că orice mi spune dumneavoastră în situația aceasta se aplică articolul 76 alineatul 2 din Constituție, deci este vorba de jumătate plus 1 din numărul celor prezenți. O secundă, domnule Zegan, haideți să vedem exact 10 secunde. În situația de a adopta o hotărâre. Rămâneți cu noi 10 secunde să ascultați declarația doamnei Dăncilă, că a venit cu o explicație. Bine. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii României în plan extern, mai ales în acest moment când trebuie să susținem comisarul, reprezentantul nostru pentru Comisia Europeană. Deci e poveste de stabilitate politică, spune doamna Dăncilă, și de fapt vrea să ducă discuția dincolo de legalitate sau să depășească discuția asta de legalitate, constituționalitate, domnule, să fie bine. Discuția asta. Da. Domnul Zegrean, da-mi bucura, am și eu o întrebare. Cu riscul de a mă acuza telespectatorii că spre cum câinele lui Pavlov, ăla săracul vedea lumina și se gândea la os, așa e și la mine. Eu mă gândesc la poate cu totul altceva, dar totuși revin la povestea mea. Credeți că avem vreodată șansă noi românii ăștia la care stăm pe margine, neimplicați în joaca asta, să vedem cumva schimbată Constituția asta, regândită, reanalizată, în sensul în care acești domni de care noi vorbim aici de jumătate de oră și care cu siguranță o să recidiveze la următorul moment operativ în Parlament, adică o să se ducă după osul al câinelui de care vorbeam, să nu-i mai putem lăsa să facă acest balet în ăștia 4 ani de zile cât îi trimitem acolo? Eu o să vă dezamăgesc. Păi, eu cred că Constituția răspunde la toate aceste întrebări. Păi tocmai că cum răspunde ea, acum răspunde prost. Ce să le faci? Domnul Bucura, singura soluție să-i faci pe politicieni să respecte Constituția și legea. Scrie în Constituție că respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Singura soluție este să nu-i mai alegi pe aia care nu respectă. Și ceilalți care vin fac același balet. Nu sunt naiv. Puterea este totuși la popor, să știți. Păi și credeți că poporul vrea baletul ăsta? Eu cred că da, din moment ce după 2009, după referendum, nu au făcut nimic, au ales tot pe aceiași în Parlament. Acum, după 2000, cât suntem, 2019, îi vor alege tot pe aceiași, înseamnă că vrea, îi place poporul. Ce să facă, domnule? Mulțumesc, domnule Zegrean, informații de ultimă oră, documentele, da, cu propunerea noilor miniștri a ajuns la Palatul Cotroceni. E de așteptat ca președintele să se pronunțe mâine, spun surse de presă, sau într-o perioadă cât mai apropiată, sau cine știe, ca să continuăm suspansul ăsta, poate săptămâna viitoare, da? De ce s-a răzgândit, crezi, Viorica Dăncilă? Pentru că luni... Dus în Parlament. Da, luni a ieșit doamna Dăncilă și o să rog pe colegi, poate mai dăm informațiile, că nu s-a întâmplat foarte târziu, adică luni s-a întâmplat, nu? A spus doamna Dăncilă, vin în Parlament, gata, terminăm odată cu această criză politică. Pentru că îți răspund scurt, brutal, pentru că cifra aia 2-3-3, cred că nu o greșesc, dar am multipărită, cifra aia 2-3-3 nu e o cifră sigură și e o cifră extrem de volatilă, exact în virtutea ceea ce mă chinuiam să duc la capăt și cu domnul Zegrean. Cifra aia o ai azi, mâine nu mai ai. Ei promis lui ăla că ai un post la autoritate de nu știu ce sau de cealaltă de tăiat frunză la câini, s-a gândit ce are pe acasă, o iubită, o amantă, o soție, o mâini, l-a băgat acolo, ridică mâna în stânga. Dacă mâine îi promite altcineva altceva mai palpabil, ca să zic așa, iartă-mă, Leonaz, mai concret, mai nu știu ce, se duce naibii cu autoritatea și numai 2-3-3 o să face 2-3-5 sau 2-3-7. Asta e și problema Viorica. Eu sunt convins că are în spate niște băieți ăștia deștepți care negociază pe acolo, timp să-i dau crezare inclusiv lui Ponta, care are tot timpul revelații de astea, după ce nu mai e întreabă, tot timpul care ne spunea de nici ce sute de mii care se învârt pe acolo. Ar fi bine să le aibă mai la concret, mai la subiect și predicat și să se trezească
folosească și instituțiile statului să facă ceea ce nu, se numește regina probelor în instanță, și anume flagranță. Îl prindă pe ăla care umblă cu sutele alea de mii, da? Să-i pună coșul în cap când îi dă lui ăla la altă 100 de mii. Și am terminat povestea și s-a terminat cu circul ăsta. Bun, Dane, nu avem probe, astea păi sunt tocmai, legende, sunt legende urbane. Ale și poporul Victor Viorel Ponta, în conferință de presă, la microfon, sugera, explica... Să, bă, bă, eu ce să nu mă apuc să... Victor Viorel Ponta poate fi acuzat de tăinuire dacă știe ceva și nu merge. Păi când a venit și a zis că și-a rezolvat Dragnea problemele cu statul de drept, ăsta, da, Bucura, da, Bucura, să îți propun să o vedem pe Viorica Dăncilă și o mică paranteză, poate și-aduc și alții aminte cum Victor Ponta a ajuns premierul României printr-o moțiune de cenzură, dându-l jos pe Mihai Răzvan Ungureanu, apropo de cumpărat oameni, pentru că Ponta știe cum se cumpără oameni. Păi. Și Ponta chiar știe. Haideți să o vedem pe Dăncilă de luni. Această situație creată de președintele Iohannis, care prin refuzul de a numi miniștrii interimari ignoră într-un dispreț total reguli, legi și decizii ale Curții Constituționale, poate produce consecințe grave, este un abuz constituțional și de putere. Președintele în funcție nu are niciun drept să refuze aleatoriu numirile miniștrilor interimari. Aceștia trebuie numiți pentru a fi asigurată buna funcționare a guvernului până când Parlamentul se va exprima asupra remanierii. Nu ne temem și luăm în calcul restructurarea guvernului în Parlament. Nuanța a fost importantă. Luni se lua în calcul, astăzi s-a decis să nu se meargă în Parlament, pentru că strategic politic, repet, asta ar fi până la urmă chestia importantă. Doamna Dăncilă vrea să lase opoziția să strângă voturi la moțiune împotriva cabinetului, nu? Asta ar fi și nevoia de a câștiga timp, temporizare. Doamna Dăncilă câștigă timp. Eu recunosc că o câștiga doamna Dăncilă, însă România pierde foarte mult în toată ecuația asta, pentru că numai încredere nu inspirăm, da, Europei și investitorilor. Numai încredere. Din păcate, să știți acum, ca să fiu cinic, nu s-a prăbușit bursa. Încă nu. Merg companiile încă multinaționale, nu. O să vedeți ce spune domnul Iohannis, încă fac bani frumoși în România, exportă capitalele și profiturile, bun. Nu e de sărit în apă, adică nu s-a prăbușit indicele. 5 milioane de române în afară, demografia se duce în cap, asta viitorul e o problemă, arată bine, educația arată e o problemă extraordinar. Veche, da. Da, adică stăm bine, viitorul sună maro, da, e bine. Eu, din păcate, sunt de acord cu domnul președinte Zăgreanu. Da, și da, schimbarea asta nu o să vină până când fiecare dintre noi ne schimbăm. Bună în seara, moment... îi spun bună seara domnului Varojan Vosganian. Bună seara, domnule Vosganian. Bună seara. Mulțumesc pentru intervenție. Greu reușim să dăm să de cineva de la ALDE în general. Domnule Vosganian, vreau să lămurim până la urmă statutul doamnei Gavilescu, a domnului Cupă și a domnului... Băișanu. Propus pentru Băișanu, da, pentru relația cu Parlamentul, tot am un lapsus când vine vorba de domnia sa. Deci, dânsii mai sunt membri ALDE? Păi în clipa în care accept nominalizări din partea altui partid, în mod automat îi pierd calitatea de membri și probabil că din punct de vedere formal lucrul ăsta se va face într-o zi, două, cel mai târziu luni. Deci luni, practic, le faceți hârtia că nu mai sunt membri ALDE. Păi, vedeți dumneavoastră, noi avem o decizie de retragere de la guvernare luată cu 83 de voturi pentru și 2 abțineri, inclusiv cei de care vorbiți. Și această decizie este clară și în statutul nostru apare limpede. Oricine acceptă nominalizări pentru funcții publice din partea altui partid, automat sunt excluși din ALDE. Dar vreau să vă întreb ceva apropo la situația din ALDE, da? Situația aia complicată mă gândesc că este. La nivel personal, de exemplu, doamna Grațiela Gavilescu, pe care o cunoașteți, a fost ministru mediului din partea ALDE. Ce v-a spus dumneavoastră, domnule Vosganian, sau colegilor din ALDE, când practic a făcut pirueta asta greu de înțeles pentru oricine? Ce explicație a dat doamna Gavilescu?
N-a dat nicio explicație. Noi am aflat de la televizor de aceste propuneri ale doamnei Dăncilă. Păi cum de la televizor, domnule Vosganian? Păi sunt colegii dumneavoastră, ați stat împreună, ați făcut campanii, ați... Eu cred că aveți și o relație personală cu doamna Gavrilescu, în sensul domnule că vă cunoașteți, dragă, da. Stimate domn, am stat în ziua de luni, am stat cu domnul Meleșcanu alături la ședința ALDE, da. Și după 5 minute am aflat că a acceptat propunerea PSD pentru a candida la Senat. Ce mai vorbim? Doamne Dumnezeule, deci s-a ridicat de lângă dumneavoastră din ședință și în 5 minute era deja propunerea, da, PSD. A stat 2 ore lângă noi, a tăcut mult, a plecat. A tăcut? N-a luat cuvântul, e un amănunt important. Deci a tăcut? A tăcut, a ascultat tot ce vorbeam acolo legat de grupurile parlamentare. Ca un spion, nu mă scuzați, nu pot să mă abțin. Până la urmă, n-avea și telefonul deschis. Pentru că eu am început emisiunea asta, știu că dumneavoastră poate că acum sunteți într-un moment politic mai delicat, dar mie mi se pare și un fel de tragicomedie. Adică ca un spion a tăcut în interiorul grupului, da, ședinței ALDE, după care a plecat și a făcut anunțul ăsta. Păi Călin Tăricianu tocmai explica la presă ce am vorbit și la un moment dat un jurnalist îi spune există posibilitatea ca Meleșcanu să fie candidatul pentru Senat, zice nu. După care un alt jurnalist zice, păi tocmai a anunțat. Uitați pe telefon sau pe v-a arătat un portal de știri. No. Dar e complicat pentru că, de exemplu, între domnul Tăricianu și domnul Meleșcanu a existat inclusiv o relație de prietenie. Acești doi domni își cunosc familiile. E o veche relație, adică pentru mine e greu de înțeles cum se ridică, da, și după 5 minute. Spuneți-le domnului Meleșcanu, nu are de ce să spuneți că noi nu avem ce să ne reproșem în relația cu domnul. Ce veți face mai departe? Vom merge mai departe. Partidul se igienizează acum. Cei care au un preț pe care și l-au scris pe piept, așa, au stat în vitrină la casting, aceia or să plece și ceilalți rămânem și mergem mai departe. Păi știți că doamna Dăncilă vrea, după ce îi dați afară pe cei 3 de la ALDE luni, să propună alți 3 de la ALDE după ce îi respinge în mod normal și președintele Iohannis. Ia din vitrină. Și ia din vitrină. Motivul pentru care noi n-am ieșit de la guvernare imediat după alegeri, și am fost tentat să o facem pentru că sancțiunea opiniei publice era clară, a fost că am sperat că Viorica Dăncilă va fi altfel decât Liviu Dragnea. Se pare însă că a învățat foarte repede. Păi da, dar trebuia să ieșiți mai de mult, că Dragnea n-a fost băiat rău, a fost tot timpul așa. N-a fost băiat bun, cred că tot timpul. E adevărat, însă ne-am avut o responsabilitate și am vrut să o ducem până la capăt. Culmea este că unii de la PSD ne acuză că ne-am privit cu ieșirea de la guvernare și le-am spus cum ne-am privit. Am răbdat-o pe aia cu Crindeanu, am răbdat-o cu Tudose, am răbdat înjurături și blesteme câte n-am îndurat în 30 de ani de politică. Am îndurat toate năzbâtiile lui Vâlcov și lui Teodorović cu taxa de solidaritate, cu taxa pe gospodării, cu ordonanța 114, cu splitarea TVA, cu desfințarea fondului privat de pensii, cu supraimpozitarea pensiilor. Nici nu mai știu câte sunt. Domnul Vosganian, da, în Bucura sunt. Vă întreb cu o întrebare, aș vrea avea și o curiozitate. Acum, cu o completare, că v-am și auzit. Să știți că împreună cu dumneavoastră au îndurat și românii în ăștia 3 ani de zile. Așa că nu, să ne treceți și pe noi la ăștia. Nu. Hai să nu exagerăm. N-am îndurat. Nu ne-a părut bine când am văzut toată povestea asta 3 ani de zile. Da, întrebarea mea era alta și după aia vă las să... Hai să nu le desenăm în alb și negru. Nu, le desenăm în gri, e foarte... Totuși, faptul că am rămas la guvernare și că unele lucruri s-au întâmplat, n-a fost chiar rău. Românii văd că n-au resimțit sau n-au știut să ia partea bună, că de-aia v-au lăsat la 4% și pe ceilalți la 22%. Au fost totuși și creșteri. Nu vreau să fiu acum să devin un elogios. Întrebarea mea era legată de o informație apărută astăzi în spațiu public pe surse și cred că un răspuns direct și fair ar fi cinstit, ar fi de la dumneavoastră. Se vorbea despre faptul că președintele ALDE, Călin Popescu Tăricianu, ar fi încercat astăzi să renegocieze cu Viorica Vasilica Dăncilă o posibilă reîntoarcere a formațiunii la guvernare sau o negociere sau o chestiune de genul ăsta. Informația circulată astăzi din spațiu public, repet,
Există o astfel de tentativă? Am un răspuns în două cuvinte. Exclus. E unul singur, dar mă bucur. Mulțumesc, domnule Vosganian. Și eu mulțumesc, la revedere. Da, bun, apreciez că încă mai aveți simțul umorului, da. Într-adevăr, da, e și situația asta oarecum tragicomică. Mulțumesc pentru intervenție. Luăm o scurtă pauză comercială. Vă promiteam că vă prezentăm autostrada fantomă a lui Răzvan Cuc, ministru PSD. Păi, sute de milioane de euro, zeci de milioane de euro date un cioc de autostradă de 21 de kilometri. O să vedeți ce bâlș, ce circ a făcut Răzvan Cuc și discutăm și despre dacă se mai face ceva în țara asta. Evident că nu se face, dar ce bâlș politic este. Scurtă pauză și revenim. Răzvan Cuc, facem o concluzie pe comedia, pe scandalul ăsta tragicomic din ALDE. Băișanu, pe care Dăncilă l-a propus ministru, spune că el n-a plecat din ALDE, că nu a plecat nicăieri și că, în general, cineva ar avea senzația că el a plecat din ALDE, dar n-a plecat. Și că el are un singur președinte pe nume Tăricianu. Deci, cum să spun eu, nici nu știi dacă oamenii ăștia... Pe bune? Da, astea sunt declarațiile de câteva minute transmise către Tăricianu. Dar îi spui, doamne, cred că ai senzația greșită că eu am plecat din ALDE. Nu am plecat. Și păi, continuă. Poporul ăsta nu uita că am avut de foarte multe ori lideri care își otrăveau domnitorii. Dar boierii își otrăveau domnitorii ca să ia tronul. Adică nu uitați, că e plină istoria de astfel de chestiuni. Dar nu m-ar mira ca otrăvirea modernă, da, să fie mai degrabă, da, și să închidem la înalta poartă de pe Chiselef. Iete, da, nu e o noutate. Chiar nu e o noutate în istorie. Așa că nu m-ar mira ca mâine să zică că de fapt l-a urât pe Tăricianu de când era mic și că Tăricianu a fost un tiran și că cel mai bun guvern este ăsta. Poate îl dau jos de la conducerea altă. Domnul ți-a spus Varujean Bolzanian mai devreme aici cum au suferit și au suportat 3 ani alături în guvernarea aia ticăloasă și cum a fost, Daniel, de greu. Mine, fiecare nenorocire care o făcea Orlando, le-am reținut pe toate, pare rău că dacă aveam... Fii atent, de la domnul Bolzanian mi-a rămas altceva în minte. Da? Faptul că domnul Meleșcanu a stat 2 ore cu ei în ședință, da, a zis un fel de să-mi sară ochii dacă eu nu sunt cu voi, da, s-a dus afară și le-a zis la el altă să-mi sară ochii dacă nu sunt cu voi. Adică, băi, e ca la nebuni, frate. Adică, ce caracter ce poți să ai? Ce caracter? Domnul Meleșcanu a condus serviciul de spionaj al României. Atunci să-mi sară stelele. Uite, da? Nu mai zic să-mi sară ochii, ci zic să-mi sară stelele. Să stea, să observe, băi, să asculte și să acționeze. Nu. Fii atent, aici nu vorbesc despre capacitățile domniei sale de manager al serviciilor de securitate. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre om, despre caracter, despre moralitate, despre valori. Adică despre chestiile astea care teoretic ne-au fost arătate și, da, așa, pleznite peste ochi de fiecare dată când ceilalți făceau nasol. Da. Adică, bă, noi suntem mai amorali. Haideți noi că v-am tot promis, rămâneți alături de noi. Scurtă pauză și revenim cu scandalul ăsta al autostrăzii fantomă. Știți că acum se discută despre infrastructură, toți politicienii vând autostrăzi, dar avem și autostrada fantomă, vine imediat.